să trăiești, tovară și plutonier. Aoleu, de-aia mi se-ți bătea mie ochiul strâng. Să trăiți? Vă rog să-mi prezentați actele. Păi care? Că de căsătorie n-am de când m-a lăsat și de naștere n-am de când m-a luat. Da, tovarăși, eu sunt Jean din Constanța. Iarna mă numesc Jean Constantin și vara Jean Două pe Hol. În urmă cu 10 ani a căzut cortina peste îndrăgitul actor Jean Constantin, iar Constanța sa dragă l-a condus la spectacolul final. Bun găsit, prieteni! Bun găsit astăzi, 26 mai. Vă spun de aici, din sala Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Dacă ați observat deja, am accentuat un pic numele maestrului, Jean Constantin. Suntem în sala care poartă numele, iar astăzi, pe 26 mai, noi aveam pregătit pentru dumneavoastră un spectacol care urma să se desfășoare aici, pe această scenă. Din păcate, pandemia ne obligă să rămânem încă, și la acest moment, cu sările goale. Așteptăm să vedem ce urmează, dar nu putem trece atât de ușor peste această zi. 10 ani fără omul Jean Constantin, omul Jean Constantin, actorul Jean Constantin, care ne-a lăsat în schimb personajele sale. Prin personajele sale, Jean Constantin trăiește. Pe lângă moștenirea culturală lăsată nouă tuturor de Jean Constantin, marele actor i-a predat prin testament lui Ionuț Galani, bunul său prieten, obiectul pe care l-a prețuit poate cel mai mult, barca botezată după mama sa, Calliope. Ne e dor de Jean, ne e dor de glumele lui, ne e dor de omul Jean Constantin pe care am avut șansa să-l cunosc și să-l descoper exact așa cum era el. Nea Jeane, de acolo de sus, de unde ești, să știi că ne este foarte, foarte dor de tine, dar te urmărim. Nu cred că avem voie să-l uităm pe Jean Constantin pentru tot ce a făcut pentru teatrul românesc, pentru filmul românesc. Jean Constantin va rămâne un simbol al orașului nostru. Din 1999, Jean Constantin a fost și cetățean de onoare al orașului Constanța, pe care l-a iubit și unde a ales să trăiască toată viața. Pe toată America nu-mi dau eu Constanța mea. Sunt cuvintele rostite de unul dintre cei mai mari patrioți constanțeni pe care i-a cunoscut malul Mării Negre, maestrul Jean Constantin. Jean Constantin a fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie și de revistă. S-a remarcat de-a lungul timpului în spectacole de divertisment și în show-uri de televiziune. Rămân memorabile sketch-urile interpretate alături de alți mari actori, precum Demrădulescu sau Ștefan Bănică. S-a bucurat de o deosebită popularitate și a susținut numeroase spectacole, atât în România cât și în străinătate, în turnee efectuate alături de alte nume mari ale scenei românești. Buletinul, vă rog. Pașaportul nu e bun? Ba da, e bun și pașaportul. Prezentați-mi pașaportul. A, nu, n-am, tătic, am glumit. Eu n-am fost afară, am fost numai înăuntru. Atunci, buletin. Păi iar, ce credeți că am două? Și-a dumneavoastră aveți mai multe, că văd că sunteți pus pe luat. Actorul Jean Constantin a murit miercuri 26 mai 2010, la vârsta de 81 de ani, în apartamentul lui din Constanța. Drum lin printre stele, maestre Jean Constantin.